Bun găsit la Prima News, doamnelor, domnilor. Este ora 12 și începem ediția, ca de fiecare dată, cu titlurile orei. România se îndatorează tot mai mult pentru a putea funcționa. Datoria statului a crescut în luna martie cu 3,8 miliarde lei și a depășit 845 de miliarde de lei, scrie Profit.ro, care citează datele Ministerului Finanțelor. Vorbim despre un nou record. Gradul de îndatorare s-a situat la 51,9% din PIB față de 52,4% din PIB anunțat anterior pentru februarie, în contextul în care baza de raportare, adică PIB, pentru ultimele patru trimestre a fost majorată. Aflată în plină ascensiune, primărița din Câmpul Lung Mușel, Elena Lasconi, și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al USR după rezultatele slabe din primul rând de alegeri. Mai mult, Elena Lasconi și-a anunțat colegii de partid că își asumă și candidatura pentru președinția României. E vremea reconstrucției. După alegerile din 9 iunie, nici nu am apucat să mă bucur de rezultate. M-am trezit într-o situație în fața căreia nu pot să rămân spectator. Refuz să stau cu mâinile în sân și să privesc cum se duce de râpă democrația din țara asta pe care o iubim cu toții, a scris pe Facebook Elena Lasconi. 10 membrii USR și-au depus candidatura pentru președinția Uniunii. Emoții pentru zeci de mii de tineri și familiile lor. Peste 134.000 de candidați, dintre care 119.000 din promoția curentă, sunt așteptați să susțină examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie. Examenul a început astăzi cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Pentru a promova, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre probe, iar media să fie minimum 6. Dimineață, cu evenimente grave în trafic, 3 persoane au murit luni în localitatea Scheia, comuna Alexandru Ioan Cuza din județul Iași, după ce un motoscooter a intrat într-un cap de pod și a lovit și un pieton. Într-un alt accident produs în centrul Bucureștiului, între un microbuz și o mașină, 12 persoane au fost rănite, necesitând transportul la spital. Șoferul microbuzului, un tânăr de 21 de ani, care nu a respectat culoarea roșie a semaforului, consumase alcool înainte de a se urca la volan. Liderii Uniunii Europene s-au adunat la Bruxelles pentru a dezbate obiectivele politicii pentru următorii 5 ani, de la apărare la economie, dar și pentru a stabili pe cine să placeze în posturile de conducere ale Uniunii după alegerile europene. Summitul informal este prima întâlnire a liderilor de la alegerile pentru Parlamentul European, care au marcat o ascensiune mai ales a naționaliștilor de dreapta, dar au consemnat o cădere pentru forțele susținute de președintele francez Emmanuel Macron și de cancelarul german Olaf Scholz, liderii principalelor puteri europene. NATO se pregătește pentru ce este mai rău din partea adversarilor politici. Organizația Nord-Atlantică este în discuții pentru a desfășura mai multe arme nucleare pe care să le pună în stand-by în fața unei amenințări tot mai mari din partea Rusiei, a Chinei și a Coreei de Nord, a declarat luni șeful alianței Jens Stoltenberg. Tot mai multe state se îndepărtează de energia poluantă. Japonia, a doua economie mondială și un cumpărător major de cărbune și de gaz natural lichefiat, ar putea deveni independentă energetic până în 2060 datorită extinderii energiei solare, eoliene și a sistemelor de stocare a energiei pe baterii. Continuăm cu sport. A sosit ziua cea mare pentru naționala condusă de Edi Iordănescu. România debutează astăzi la Euro 2024 împotriva Ucrainei. Meciul începe la ora 16 și se desfășoară în grupa E a competiției și va putea fi văzută în format live text pe site-ul primasport.ro. România are mari speranțe de la acest turneu final, la care s-a calificat fără să piardă vreo partidă și a terminat pe prima poziție în grupă cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Meteorologii au emis o avertizare de caniculă și disconfort termic pentru mai multe județe ale țării, valabilă astăzi și mâine, când temperaturile vor fi ridicate. Vremea va continua să se încălzească, România fiind sub influența unui nou val de căldură intens și de lungă durată. În cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și local în Dobrogea continentală se vor înregistra temperaturi ridicate pentru această dată, iar maximele se vor situa în general între 33 și 35 de grade, informează ANM. Doamnelor, domnilor, discutăm în minutele următoare
despre politic și despre declarațiile făcute ieri de Nicolae Ciucă. Cum vor arăta alegerile prezidențiale, cum se conturează lupta pentru Cotroceni și urmărim îndeaproape și situația din USR, acolo unde Elena Lasconi, candidat cu șansă, și-a anunțat dorința de a candida pentru șefia partidului și pentru alegerile prezidențiale. Dezbatem acest subiect în minutele următoare. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză și revenim la dezbatere. Doamnelor, domnilor, ne-am întors în direct și vă prezint invitații de la această oră. Din partea Partidului Național Liberal, Virgil Guran, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, plăcere. Și din partea Partidului Social Democrat, Felix Cosma, mulțumesc de asemenea că ați acceptat invitația. Bună ziua, mă bucur să vă revăd. Haideți să începem cu alegerile prezidențiale, pentru că au fost mai multe declarații interesante săptămâna trecută și vedem opinii diferite despre modul în care sau data în care ar trebui organizate aceste alegeri prezidențiale. Marcel Ciolacu l-am ascultat săptămâna trecută la Brașov când spunea că data stabilită în cadrul coaliției este în septembrie, datele, cele două date pentru cele două tururi. De partea cealaltă, discutând cu membrii PNL, chiar în emisiuni, spuneau că ar prefera alegeri la termen. Domnule Guran, când ieșim la vot sau când ar trebui să ieșim la vot? Acest lucru se va stabili până la urmă în coaliție și asta trebuie să se înțeleagă și de către Marcel Ciolacu, că lucrurile se stabilesc împreună în coaliție. Întotdeauna poate să intervină ceva, un element care ar putea schimba datele problemei. Într-adevăr, trebuie să recunosc că în cadrul Partidului Național Liberal, dar nu în mod oficial, că n-a fost în ședință oficială, ci între noi s-a discutat, pică pe 15 septembrie, chiar când încep școlile, ar însemna să avem campania electorală în august, când lumea este în vacanță, este puțin cam greu, că nu prea o să ne lovim de absenteism, de dezinteres și poate n-ar fi lipsit de interes să regândim treaba. Dar bineînțeles, împreună în coaliție și să vedem dacă nu este cazul să le mutăm totuși mai spre toamnă-iarnă. Păi da, dar tocmai asta spunea Marcel Ciolacu, că în coaliție s-au decis cele două date din septembrie. Știți că vorbeam atunci despre devansarea alegerilor prezidențiale și care e miza devansării alegerilor prezidențiale. Și în momentul în care s-a decis comasarea alegerilor pe 9 iunie și s-a prezentat așa un prim calendar pentru acest an, practic tot din coaliție a ieșit luna septembrie pentru prezidenția. De acord cu dumneavoastră, dar eu vă spun doar ce discuții au existat între noi acolo, dar asta nu înseamnă că s-a finalizat cu hotărâre, așa că părerea mea e că Marcel Ciolacu trebuia să aștepte din timp să se discute oficial în coaliție, că acolo să iau hotărârile, nu să reacționeze. Da, la noi s-a discutat, cum se discută și de la PSD anumite lucruri, așa mai departe. Dar decizia finală se ia în coaliție și acea decizie în România tot să vedem care va decizia. Bun, și când ar urma să se ia această decizie, domnule Guran? Dacă vrem să te fac, dacă în septembrie, trebuie într-o săptămână, maxim două, să se ia această decizie, că nu mai este timp pentru pregătirea alegerilor. Bun, domnule Cosma, vă rog. Mulțumesc. Nu a fost o decizie luată de către Marcel Ciolacu și exact cum a spus și domnul Guran, a fost o discuție în coaliție anul acesta și la finalul anului trecut când s-au decis aceste date. Nu a fost nicio inițiativă neapărat venită din partea PSD legată și de comasare și legată și de schimbarea datelor pentru prezidențiale și nu numai. Deci, da, fără discuție că în coaliție s-a luat această discuție și probabil această decizie și probabil dacă trebuie luată în discuție astfel de decizie, tot în coaliție se va lua. Dar faptul că circulă în PNL două sau trei curente de opinie legate de data alegerilor, asta nu am considerat noi că este oportun. Adică trebuie să existe o decizie care, din punctul meu de vedere, cu toată democrația, sigur, care trebuie să existe într-un partid, dar să fie sub o formă sau alta majoritară. Și atunci, în momentul în care ai două, trei persoane care ies din conducerea partidului și spun diferite versiuni, spui această întrebare și
sigur că încerci să susții o decizie pe care ai luat-o deja. Noi nu considerăm neapărat oportună schimbarea datei. Nu văd de ce ar fi o problemă atâta timp cât deja am convenit asupra acestor lucruri. Nu discutăm nici de 5 buletine de vot să îngreuneze atât de mult votul încât să impacteze atât de mult începutul școlii. Discutăm de un buletin de vot, adică procesul electoral se desfășoară mult mai simplu, că a fost această discuție a numărului de buletine de vot pe care le primesc românii. Și ar trebui să fim consecvenți la urma urmei. Eu am văzut și lideri liberali care au susținut că data alegerilor va rămâne aceasta și deocamdată avem această decizie. Premierul asta spunea, nu neapărat că... Păi da, da, este o decizie oficială sau e mai degrabă o decizie, o înțelegere verbală între cei doi lideri, între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciu? Noi avem o decizie oficială luată cu ceva timp în urmă. De aceea și calendarul când a fost anunțat sub forma aceasta. Eu altă discuție nu știu. Da. Domnule Cosma, vrea Marcel Ciolacu să candideze la prezidențiale? Partidul Social Democrat va avea candidat. Este normal, ne obligă și scorul cu care am câștigat alegerile locale. Sigur că și colegii de la PNL doresc acest lucru, tot pentru a respecta, hai să-i spunem, bună înțelegere pe care noi am avut-o cu colegii liberali și agreement-ul la urma urmei în coaliție. Premierul a și precizat că sunt discuții care trebuie purtate în coaliție și pentru un candidat unic, sub o formă sau alta. Este o discuție care a fost pusă pe tapet și de lideri social-democrați și de lideri liberali. Nu e o chestiune pe care trebuie să ne ascundem. Este această discuție legată de un candidat comun, dar cu siguranță în situația în care se dorește ca Partidul Național Liberal să candideze de unul singur, sigur că o să avem candidat. Dacă mă întrebați pe mine personal, eu cred că... De stați puțin, domnule Cosma. Se discută despre candidat comun, dar candidatul să fie de la Partidul Social Democrat. Adică asta susține Partidul Social Democrat. Eu vă spuneam că modul în care am câștigat alegerile categoric la locale și împreună cu colegii de la PNL, lista de europarlamentare, ne îndeamnă să venim cu soluții. Soluții pentru români. Și atunci în această idee cred că este normal să existe discuții, dar Partidul Social Democrat, eu consider că trebuie să aibă candidata prezidențială. Bun, domnule Guran, mai vedeți, nu știu, valabil scenariu cu candidat comun? În momentul de față nu, mai ales că noi la Brașov am luat o hotărâre clară că vom merge cu candidatul nostru. Și cred că pentru democrație este un lucru bun. Asta nu înseamnă că nu va exista coaliția în viitor sau că nu există. Este o competiție. Cine câștigă va fi președinte, dar coaliția va merge înainte conform a ceea ce vom negocia după ce vom vedea care sunt rezultatele alegerilor. Cum poate rezista coaliția unei lupte pentru Cotroceni? De exemplu, o luptă între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă pentru Cotroceni. Cum va reuși să nu afecteze coaliția de guvernare? Pentru că fiecare partid își va mobiliza activul de partid în această luptă și să strângă voturi. Păi, tot așa cum a influențat acum la locale, unde fiecare am avut candidații noștri în, va zic, majoritatea locurilor, ne-am încontrat, ne-am certat, dar acum suntem tot în coaliție, suntem la aceeași masă. Este o competiție cu bune, cu rele, știu că o să fie și lucruri rele, dar după aia sunt convins că vom ajunge la concluzii comune și vom putea guverna împreună. Domnule Guran, dar de ce la momentul respectiv s-a dorit devansarea alegerilor prezidențiale? Care a fost miza? S-a gândit că dacă le înghesuim pe toate, una după alta, efectiv nu avem timpul fizic să organizăm toate alegerile. Ei, acum dacă s-au comasat europarlamentarele cu localele, s-a dezgrevat un pic această problemă și ne încadrăm cu două rânduri de alegeri până la sfârșitul anului. Domnule Cosma, cum ar arăta o campanie pentru prezidențiale în plină vară și dacă credeți că românii, cum spunea și domnul Guran mai devreme, ar fi interesat să iasă la vot în luna septembrie, când na, fiecare... Mulți dintre ei în luna septembrie sunt în extra sezon, pe la mare sau pe mai știu eu unde, sau își pregătesc copiii pentru școală.
Da, sigur, acum mijloacele de informare legate de propunerile, de proiectele pe care poate să le aducă un candidat la prezidențiale, practic este perioada de vară, sunt diferite. Avem și aceste surse online, avem informația în momentul de față ajunge din toate colțurile țării, în toate colțurile țării. Nu văd o problemă în faptul neapărat de a face campanie. Sigur că avem o parte a populației care poate, exact cum a spus, încă este într-un concediu. Asta nu îl împiedică să voteze. Poate să voteze la orice secție de votare din țară. Faptul că se pregătește începutul școlii și copiii sunt, mă rog, pregătiți pentru a merge la școală. Din nou, e un element legat de faptul că o parte se întorc din vacanță cei care au copii. Adică sunt la domiciliu, pot să voteze, fără nicio problemă. Nu văd o problemă. Poate să existe eventual o supra-solicitare pe unele secții de votare, să spunem, ar avea turiști. Da? Dau un exemplu de la mine, Băile Felix. Un exemplu așa banal. Acum nu văd o problemă neapărat în acest sens. Ideea ar fi ca, indiferent de situație, modul în care se organizează alegerile, și eu cred că guvernul are capacitatea aceasta și a avut-o și acum la locale și la europarlamentare, cu mici excepțiuni, într-adevăr, din partea primăriilor sau a birourilor electorale din acea, mă rog, localitate, n-au fost organizate bine, lucrurile nu au decurs rău. Adică s-a putut și cu mai multe buletine de vot, s-a putut vota, n-au fost scoți care să împiedice accesul persoanelor să nu voteze. Nu văd o problemă în acest sens. Domnule Cosma, cum credeți că se vor desfășura alegerile în contextul în care, să spunem, și Mircea Joan ar candida pentru prezidențiale? Va reuși Marcel Ciolacu să convingă electoratul să-l voteze sau va rupe Mircea Joan din voturile PSD? Partidul Social Democrat are resursele necesare și umane și din toate punctele de vedere să convingă populația că am făcut lucruri bune atât timp când am fost la guvernare. Și eu cred că am făcut, împreună cu colegii de alianță. Și trebuie să fim sinceri cu acest lucru și m-aș reîntoarce la ce ați întrebat legat de colaborarea pe care coaliția ar putea să o aibă în ideea în care avea doi candidați separat. Nu văd o problemă în a merge cu coaliția mai departe, pentru că elementul ăsta legat de guvernare ar trebui să fie o chestiune macro, da? De gândire generală prin care guvernez țara. Am văzut și acum la locale, ne-am bătut cu ghilimele de rigoare în județe, fiecare și-a expus propriile idei, și-a expus principiile pentru care candidează și lucrurile iată că merg mai departe. Guvernăm împreună și eu spun că o facem foarte bine. Nu cred că am avea o problemă și în faptul că apare un independent, da? Chiar fiind Mircea Joană, și care va candida. Partidul Social Democrat se mobilizează în astfel de momente și au demonstrat-o și rezultatele pe care le-am avut acum. Mai pot exista în momentul de față în cadrul Partidului Social Democrat discuții cu Mircea Joană? Eu nu pot să vă confirm acest lucru. Nu fac parte nici din forurile de conducere superioare ale partidului. Sigur că a existat o deschidere întotdeauna pentru anumite persoane care doresc să vină să se scrie în partid, să colaboreze cu Partidul Social Democrat. Nu văd o problemă în acest lucru, dar o decizie legată de candidatură cred că trebuie să fie una serioasă, care o luăm la Congres. Și da, eu cred că premierul trebuie să candideze, dacă mă întrebați, este liderul partidului, a reușit să ducă partidul în locale și la europarlamentare la un scor pe care putem spune că nu l-am avut în ultima perioadă, suntem mândri de acest scor și nu văd o problemă în a fi dânsul votat ca și candidat al Partidului Social Democrat. Domnule Guran, se confirmă informațiile cum că Partidul Social Democrat în discuțiile cu PNL l-a folosit pe Mircea Joană ca pe o sperietoare, adică au apărut în coaliție discuții cum că PSD l-ar susține pe Mircea Joană la prezidențiale? Da, se pune și această problemă că ar putea să-l susțină prezidențiale. Poftim? Ne mai auzim? Domnule Guran, dacă mai sunteți cu noi. Domnule Guran, dacă ne mai auzim. Vă aud. Cred că ați intrat într-o zonă fără semnal. Dacă doriți să mai repetați o dată, vă rog. Deci, m-a auzit acum, da? Acum da, foarte bine. Așa, deci Mircea Joan, într-adevăr, este un competitor important. Dacă
va candida din partea PSD-ului, cu toate că nu cred că vor ajunge cei de la PSD la o înțelegere cu ei, da, va ajuta să obțină un scor bun, să intre în turul 2. Dacă va candida independent, va încurca, după părerea mea, parcursul PSD-ului în accederea în turul 2. Va fi o problemă pentru ei, pentru că iau de regulă vot zona. Așa cum și la noi, candidați de dreapta, ne iau din voturi în momentul în care candidează. Va fi destul de interesant de văzut ce se întâmplă și cred eu că în ultimele momente se vor decide, de fapt, competitorii și inclusiv cum stau sondajele sau și cum stau șansele pentru fiecare. Bun, domnule Guran, o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. În cazul în care Elena Lasconi va fi aleasă președintă USR și și-a anunțat în acest context și dorința de a candida la prezidențiale, vorbea Nicolae Ciucă despre o colaborare cu USR. Credeți că cu USR-ul Elenei Lasconi ar putea exista o colaborare în momentul de față, la cum arată scorurile? În mod normal, pe partea dreaptă ar trebui să existe o colaborare, pentru că o democrație consolidată înseamnă o stângă puternică și o dreaptă puternică. Dreapta tot timpul s-a divizat. Deci, logic, ar trebui să poată să existe o colaborare. Acum depinde ce înseamnă această colaborare. Exclus, după părerea mea, să constea în a susține noi un candidat al USR-ului pentru prezidențiale. Dacă se poate să fie o înțelegere invers, nu văd de ce n-ar exista o colaborare în sensul acesta. Bun, vă mulțumesc, domnule Guran, vă mulțumesc, domnule Cosma, pentru intervenții, vă mai așteptăm la Prima News și cu alte ocazii. Stăm și urmărim în continuare și luptele pentru USR, pentru că va avea loc un congres în care va fi stabilită conducerea USR. 10 persoane s-au înscris până acum în lupta pentru șefia partidului, în persoana Elenei Lasconi, primarul din Câmpul Lung Mușel, Cristian Zeitler, Radu Mihai Hosu, Gabriel Dumitrescu, Vasile Dincă, Luiza Oancea, Adrian Dudu, Eduard Ene, Doru Valentin Ilie și Vasile Gabriel Filip sunt candidații care s-au înscris în lupta pentru șefia USR. Am ascultat o seara trecută pe Elena Lasconi aici la Prima News, invitată fiind a lui Ionuț Cristache, a vorbit despre scorul pe care l-a obținut partidul în aceste alegeri, și nu doar partidul, ci Alianța Dreapta Unită în aceste alegeri, un scor dezastros, așa cum îl descrie Elena Lasconi, spunând că este vina conducerii USR pentru acest rezultat. O altă declarație interesantă e referitoare la Alianța Dreapta Unită, spune că nu crede într-o alianță cu PMP și cu Forța Dreptei. Practic putem asista la o schimbare de direcție pentru USR în acest context. De partea cealaltă spune că nu crede Elena Lasconi nici într-o alianță de dreapta cu Partidul Național Liberal, așa cum spunea Nicolae Ciucă că ar vrea să strângă în jurul candidaturii sale o susținere de dreapta, o susținere a partidelor de dreapta. Și înainte să intre Elena Lasconi la Ionuț Cristache, spunea Nicolae Ciucă că o cunoaște pe Elena Lasconi și crede că poate colabora cu domnia sa. Îl avem alături de noi pe Lucian Stanciu Viziteu, primarul Bacăului. Din partea USR, mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc și eu, bună ziua. Domnule Viziteu, are șanse Elena Lasconi în momentul de față pentru șefia USR? Da, și are șanse și pentru turul 2 la prezidențial. Are șanse să fie desemnată de către partid ca drept candidat la prezidențiale? Sau are șanse în momentul de față, nu știu, se poate creiona în jurul său o poveste care să atragă multe voturi?
Cred că Elena Lasconi va câștiga USR fără nicio problemă și nominalizarea la președinția României. Și ce spuneam înainte este că eu cred că Elena Lasconi, cu o strategie bună, va putea să ajungă în turul 2 la alegerile prezidențiale. Domnule Viziteu, și numele dumneavoastră a fost vehiculat la un moment dat de către presă. Era Dominic Fritz, care s-a retras între timp. Elena Lasconi și dumneavoastră, ce v-a făcut să nu candidați pentru șefia USR? Același principiu pe care l-am anunțat încă de ziua în care Cătălidrul a dimisionat, acela că cea mai bună variantă pentru partid este un candidat unic și președinte USR și candidat prezidențiale. Și în acest moment Elena Lasconi este pe departe cea mai bună variantă pentru candidata prezidențială, așa că am ales să o susțin. Mai poate continua după acest scor Alianța Dreapta Unită? Alianța Dreapta Unită în acest moment este practic dizolvată. A fost o alianță electorală, nu una politică. Și vom vedea cu noua conducere după congres care este cea mai bună cale de urmat pentru USR. Dar mai pot exista discuții cu partidul lui Ludovic Orban și cu partidul PMP? Bineînțeles, și cu PNL. Vom discuta cu toate partidele care își doresc o reformă în România pentru a găsi calea cea mai bună, să avem în primul rând un președinte care nu să nu ștrădeze promisiunile și doi, să avem și o speranță de majoritate reformatoare în nouul Parlament. Credeți într-o alianță cu PNL pentru prezidențiale? Puteți să repetați? Credeți într-o alianță cu PNL pentru prezidențiale? Dacă Partidul Național Liberal va dori să facă o schimbare, una de bun augur de apropiere de USR este să susțină candidatul nostru la prezidențiale pe Elena Lasconi. A, bine, acum PNL, cu rezultatul din alegeri, spune că va veni cu propriul candidat. Da, ceea ce nu este un lucru rău pentru niciun fel de alegeri care sunt două tururi. Asta înseamnă că și candidatul nostru și candidatul PNL vor aduce mulți votanți de dreapta la urne și apoi cel mai bun dintre cei doi care va rămâne în turul 1, bineînțeles că va avea susținerea electoratului celuilalt. Are șanse USR să rupă voturi de la PNL în scrutinul prezidențial? Cu siguranță, nu doar pentru că PNL și-a trădat propriul electorat făcând această alianță cu social-democrații, ci și pentru că Elena Lasconi are această capacitate înăuntru. Vedeți vreun pericol venind dinspre opoziția de aur, ca să o numesc așa? George Simion și-a anunțat candidatura la prezidențial. Nu văd un mare pericol. Va fi foarte mult zgomot pe care îl vor genera și poate că se va ajunge pe alocuri la o campanie necivilizată, cum ne-am obișnuit, din păcate, cu cei de la aur, dar nu văd un pericol semnificativ pentru președinția României. Cine e de vină, domnule Viziteu, pentru scorul obținut de alianță în aceste alegeri? Este o analiză care este în curs. Sunt multe cauze și punctuale în campanie, dar și în ultimii ani de zile de strategie. Nu există o singură persoană care să fie responsabilă aici. După cum vedeți, suntem un partid maturizat. Liderul nostru, Cătălin Drulă, a acceptat scorul și a făcut un gest onorabil și îl mulțumesc din nou pentru acest lucru. Urmează în interiorul partidului să analizăm toate cauzele și să luăm măsurile necesare pentru a corecta. Credeți că a fost o greșeală din partea conducerii USR de a o scoate pe Elena Lasconi de pe lista pentru europarlamentare? Era locomotiva USR pentru europarlamentare. Dacă judecăm acum, poate da, dar în contextul acela în care existau niște probleme care nu se puteau rezolva, cred că a fost decizia bună. Elena Lasconi spunea seara trecută la Prima News că Biroul Național și conducerea USR este de vină pentru scorul dezastros. Cu siguranță, conducerea partidului are o bună parte din această vină. Asta este conducere, să-și asume niște decizii și să răspundă pentru ele. Bun. Deci, ca să facem o scurtă concluzie, o alianță cu PNL, doar dacă PNL va susține candidatul USR pentru prezidențiale. Asta în turul 1, da. Asta... Dacă nu în turul 2, în mod natural se va întâmpla.
Bun. Cu Dreapta Unită și cu Forța Dreptei, mă scuzați, și cu PMP, discuțiile rămân deschise pentru o posibilă alianță de viitor. Credeți că v-a tras în jos în alegeri alianța asta cu Forța Dreptei? Poate, nu știu, poate ați calculat greșit șansele pe care le avea Ludovic Orban sau PMP? La nivel europarlamentar, așa cum o spuneam, analiza este în curs. La nivel local există multe locuri în care această alianță a ajutat și există primării multe luate și de Partidul Mișcare Popular, dacă nu chiar și de Forța Dreptei. Bun. A spus Elena Lasconi că dacă nu va avea susținerea Biroului Național, va demisiona. Credeți că poate obține susținerea Biroului Național al USR? Sunt ferm convins că o va avea. Bun. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Viziteu. Vă mai așteptăm la Prima News și cu alte ocazii. Doamnelor, domnilor, ne uităm cu atenție până ce se întâmplă în USR. Doar să cităm pe scurt din declarațiile făcute ieri de Elena Lasconi. Spune că incompetența a dus la scorul dezastros de 8,7%, că va candida la președinția USR și știm acest lucru, și la prezidențiale dacă va avea susținerea partidului. În cazul în care nu va avea susținerea Biroului Național, spune Elena Lasconi că va demisiona de la USR. Se bucură de o susținere mare Elena Lasconi. Sunt curios dacă reușește USR să facă o mișcare surpriză în alegeri. Iarăși interesant în ce ne spunea domnul Viziteu, că nu crede într-o alianță cu PNL decât dacă PNL va susține candidatul USR. Elena Lasconi a fost ceva mai categorică seara trecută, spune că nu crede într-o alianță cu PNL, întrucât PNL este un breloc al PSD. Poate ar face această alianță dacă PNL va fi igienizat, așa cum a spus Elena Lasconi. Urmărim situația din USR. Iată o altă informație a acestui weekend. Vedem cum se conturează lupta pentru Cotroceni. George Simion și-a anunțat candidatura pentru cea mai importantă funcție în statul român, funcția de președinte. Cum se va contura? Și, bineînțeles, întrebarea rămâne. Când vor avea loc alegerile? Încă vedem o diferență de opinie între PSD și PNL pe acest subiect. PNL susțin că ar trebui regândită datele din septembrie și că ar trebui luați în calcul mai mulți factori în acest sens. De partea cealaltă, Partidul Social Democrat spun că deja decizia a fost luată în coaliție. Este o decizie cât se poate de oficială în momentul în care și-au asumat calendarul pentru alegeri, ca prezidențialele să fie devansate în luna septembrie. Până una alta, pare că s-a schimbat schimbarea. Rămâne de văzut când vor ieși românii la urne pentru prezidențiale. Luăm o scurtă pauză și revenim cu titlurile orei. Cu 3,8 miliarde lei și a depășit 845 de miliarde lei, scrie profit.ro, care citează datele Ministerului Finanțelor. Vorbim despre un nou record, gradul de îndatorare s-a situat la 51,9% din PIB față de 52,4% din PIB anunțat anterior pentru februarie, în contextul în care baza de raportare, adică produsul intern brut, pentru ultimele patru trimestre a fost majorată. Aflată în plină ascensiune, primărița din Câmpul Lung Mușel, Elena Lasconi, și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al USR după rezultatele slabe din primul rând de alegeri. Mai mult, Elena Lasconi și-a anunțat colegii de partid că și-asumă și candidatura pentru prezidențiale. E vremea reconstrucției. După alegerile din 9 iunie, nici nu am apucat să mă bucur de rezultate. M-am trezit într-o situație în fața căreia nu pot să rămân spectator. Refuz să stau cu mâinile în sân și să privesc cum se duce de râpă democrația din țara asta pe care o iubim cu toții, a scris pe Facebook Elena Lasconi. 10 membrii USR și-au depus candidatura pentru președinția Uniunii.
Emoții pentru zeci de mii de tineri și familiile lor, peste 134.000 de candidați, dintre care 119.000 din promoția curentă, sunt așteptați să susțină examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie. Examenul a început astăzi cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Pentru a promova, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre probe, iar media să fie minimum 6. Piața imobiliară este pe un trend ascendent, sunt semne că lucrurile se îmbunătățesc comparativ cu 2023, ceea ce reprezintă un motiv de optimism, a declarat la conferința Profit.ro piața imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale, Mihaela Pană, partener Private Investment Capital Markets, Cushman and Wakefield Equinox. Cu toate acestea au fost discrepanțe între pretențiile proprietarilor și oferta chiriașilor pe fondul unei cereri semnificative înregistrate pe unele segmente. Mulți clienți din clădirile mai mici de birouri vor să-și cumpere sediile din cauza creșterii chiriilor. În plus, investitorii privați cu achiziții cuprinse între 1 și 10 milioane rămân dinamici. Liderii Uniunii Europene s-au adunat la Bruxelles pentru a dezbate obiectivele politice pentru următorii 5 ani, de la apărare la economie, dar și pentru a stabili pe cine să placeze în posturile de conducere ale Uniunii după alegerile europene. Summitul informal este prima întâlnire a liderilor de la alegerile pentru Parlamentul European, care au marcat o ascensiune, mai ales pentru naționaliștii de dreapta, dar au consemnat o cădere pentru forțele susținute de președintele Emmanuel Macron și de cancelarul german Olaf Scholz, liderii principalelor puteri europene. NATO se pregătește pentru ce este mai rău din partea adversarilor. Organizația Nord-Atlantică este în discuții pentru a desfășura mai multe arme nucleare pe care să le pună în stand-by în fața unei amenințări tot mai mari din partea Rusiei, a Chinei și a Coreei de Nord, a declarat luni șeful alianței Jens Stoltenberg. Prețurile ingredientului esențial pentru producătorii de dulciuri aduc probleme tot mai mari pentru aceștia. Costul boabelor de cacao s-au triplat în ultimul an, o veste amară pentru producătorii de bomboane și de ciocolată, transmite CNBC. Informațiile despre o recoltă mai slabă decât erau așteptările au produs îngrijorări pe lanțul de aprovizionare. Continuăm cu sport și a sosit ziua cea mare pentru naționala condusă de Edi Iordănescu. România debutează astăzi la Euro 2024 împotriva Ucrainei. Meciul începe la ora 16 și se desfășoară în grupa E a competiției și va putea fi văzută în format live text pe site-ul primasport.ro. România are mari speranțe de la acest turneu final, la care s-a calificat fără să piardă vreo partidă și a terminat pe prima poziție în grupa cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Meteorologii au emis o avertizare de caniculă și disconfort termic pentru mai multe județe ale țării, valabilă astăzi și mâine, când temperaturile vor fi ridicate. Vremea va continua să se încălzească, România fiind sub influența unui nou val de căldură intens și de lungă durată. În cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și local în Dobrogea continentală se vor înregistra temperaturi ridicate pentru această dată, iar maximele se vor situa în general între 33 și 35 de grade. Discutăm despre economie, doamnelor, domnilor, cu o întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă. O întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă, la care așteptăm răspunsurile pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp. Cum vă explicați gradul mare de colectare al ANAF din primele luni ale anului? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră și luăm o scurtă pauză. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, teme economice în această oră de dezbateri. L-avem alături de noi pe Adrian Izvoranu, analist economic. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule Izvoranu, mă uitam pe datele ANAF despre colectare și pare că stăm bine la capitolul colectare. Poate ne ajutați dumneavoastră să înțelegem mai exact cifrele. ANAF anunță o creștere de
122% a colectării veniturilor bugetare nete în luna mai, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Cea mai mare creștere este înregistrată la accize, de 187%. Pe locul al doilea se situează colectarea contribuției la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, unde creșterea este de 141%. Da. Sună bine cifrele din avion și probabil că a crescut nivelul încasărilor. Eu am totuși bănuiala, ce simplu din ea nu bănuiala, pentru că e evidentă că o mare parte din creșterea nominală a încasărilor se datorează creșterii prețurilor. Odată cu creșterea prețurilor, automat în creștere la foarte multe produse și acciza, în creștere la... Deci ceea ce se plătea înainte s-a plătit și acum. Dacă peste nivelul de plată anterior s-a adăugat un coeficient mulțumitor, atunci bravo lor. Dar eu nu cred că este asta, pentru că repet, o mare parte din cifra pe care am și eu vine din creșterea prețurilor. Da? Deci pur și simplu plătesc aceeași care plăteau și înainte, dar să plătesc mai mult. Și automat îmi crește volumul încăsărilor. Bun, deci practic creșterea colectării poate fi legată de inflație, de creșterea prețurilor. Cu siguranță, nu poate. E cu certitudine este legată de creșterea prețurilor. E simplu, adică ceva ce aveam de plătit luna trecută 10 lei, am de plătit acum 15 lei. Ce să vedem, a crescut în creșterea. Perfect. Bun. Și cu acești 130 de milioane în plus, că practic dacă am traduce procentul respectiv în bani, ar fi undeva la 130 de milioane în plus aduse de ANAF la bugetul statului. Se mai echilibrează cu acești bani balanța dintre venituri și cheltuieli? Păi, asta vă spuneam, câte vreme discutăm de creșteri nominale, să ne închipuim acum că au crescut încasările și au scăzut cheltuielile. Nu, odată cu, adică cine plătește mai mult, plătește mai mult pentru că încasează mai mult. Cu alte cuvinte, statul care are comenzi suficiente, importante în economie, fie că e vorba de bunuri, de servicii, de orice fel de alt lucru, este și cumpărător, nu numai vânzător. În condițiile astea, ce luăm pe mere de plătere. Adică ne-a crescut nominal nivelul încasărilor, automat ne crește și nivelul plăților, a cheltuielilor. Deci, poate cuvinte, pe deficit, pe total, când trage în linie, repet, doar dacă e vreo minune ascunsă pe care nu o vedem noi, care să însemne o creștere a încasărilor pe datorii restante. Dar altele noi nu am apărut. Da. Da, e o păcărea la cifrelor, repet încă o dată. S-au scumpit lucrurile, plătim mai mult, din plata mai mare, din plata prețurilor mai mari, automat o mare parte o constituie dările și impozitele de aur, respectiv și acțiunile, și principalele cifrele din compensare. Bun, mergând pe firul ăsta logic, acum că or să crească și pensii, or să crească și salarii, și cel mai probabil aceste lucruri se vor regăsi în inflație, cel puțin zona asta de salariu minim se va regăsi în inflație, deficitul e în continuare mare, ne așteptăm ca ANAF să colecteze în continuare mai mulți bani, nu? Are două soluții. Dacă se uite și aici, sunt surprins, dar m-am obosit și m-am plictisit vorbind de subiectul ăsta, că tot îmi spun și n-au de nimeni, să mă rog, n-am primit niciun răspuns public. Eu vorbesc public, probabil că am meritat să primesc un răspuns public de la Ministrul Finanțelor și eu, pentru că nu mă reprezint pe mine, ci reprezint o categorie întreagă de plătitori de taxe și impozite. Deci mă așteptam să înțeleagă că au două căi de a face această mărire. Una, ar putea să crească taxele și impozitele, ceea ce ar fi dezastros pentru economie, ceea ce ar fi semne competitiv din multe alte puncte de vedere. Asta ne mai lipsea acum, că ne împovărăm, când toată lumea scade taxele și impozitele, noi să le creștem. Sau,
ar putea aplica soluția sănătoasă și deșteaptă. Să culeagă mai puțin de la mai mult. Pentru asta ar trebui să ia niște măsuri economice și pune nu în zona marilor investiții, nu în zona marilor afaceri, care sunt complicate de făcut, care sunt costisitoare, care de regulă nu ne avantajează, pentru că am mai spus treaba asta, discutăm întotdeauna de investiții directe și nu de investiții de patrimoniu, de portofoliu. Pur și simplu ar trebui încurajat, găsit o formulă, pe care eu am dat-o de astăzi, o formulă de a implica cât mai multă o parte cât mai mare din populație în antreprenoriat. Avem o treime din persoanele care apte de muncă din România, care la ora actuală stau degeaba, care nu provin nimic, care nu-și găsesc lucru de muncă, care nu sunt în stare să se integreze social, care consumă, care toacă niște bani sub formă de ajutare, sub formă de subvenții, sub formă de tot felul de donații de noastră cu mare drag așa dată în an electoral, în condițiile în care toți banii ăștia, dacă îi adunați să vă speriați și cifre astronomice e, toți banii ăștia ar putea face obiectul unei bănci de investiții de microcredite. Cu alte cuvinte, vreau să-i dai din voranul 250 de lei la două luni ca să aibă să numără de foame, ai putea să-i dai din voranul 2000 de lei ca să se apuce de treabă, să facă ceva. Nu știu, să-și ia o undiță să pescuiască, să asculte, acum sunt prostit, dar înțelege ce v-a spus. Adică avem posibilitatea să lansăm, cel puțin în zona agroalimentară, care cuprinde peste 40% din populație, mă refer la populația rurală, și care la ora actuală reprezintă principalul segment de populație care toacă niște bani de ajutare. Din păcate, îmi pare rău, oamenii ăștia trebuie să trăiască și ei și trebuie ajutați, dar haideți să-i ajutăm dându-le de lucru și nu dându-le de pomă. Ar fi diferența de abordare. În condițiile astea, în loc să primească și să aștepte cu sufletul la gură niște ajutare de la stat, ar putea să ofere niște taxe și impozite mici, dar multe, care să vină să suplinească deficitul de care ne plângem dumneavoastră până chiar la fără să mică măsură. Cam asta ar fi în linii foarte mari, așa, normal că nu facem o discuție acum de analiză profundă, dar pur și simplu asta ar fi soluția pe care o văd eu. Pe care așa așteptau. Domnule Izvoranu, cum ne explicăm faptul că ANAF încasează, mă rog, colectează mai mult, aduce mai mulți bani la buget, indiferent din ce sursă sau prin ce metode, dar totuși statul român se împrumută, se împrumută foarte mult, datoria a crescut și ea, a ajuns la 51,9% din produsul intern brut. Și ne împrumutăm, trăim pe datorie, practic. Pentru că noi lucrăm ca pompieri. Noi așteptăm să apară un foc și când apare focul, ne punem cu tolumba pe el. Nu avem niciun fel de perspectivă. Dacă lucrurile astea erau gândite, dacă vă întrebați cumva dacă are cineva la nivelul Ministerului, la nivelul Economiei Naționale, are cineva un cashflow previzibil. Toți vorbim de ani de zile, cerem predictibilitate. Nu e un cuvânt literar, nu e o poezie, nu e o treabă așa că am vrea noi să știm, să ne ghicească cineva în casa ce se întâmple mâine. Nu, pur și simplu am vrea să știm precis că avem nevoie de atâția bani, ca să producem atâția bani, trebuie să producem sau să facem următoarele activități, să constatăm că sunt constrângerile și să rezolvăm prin politici economice aceste constrângeri. Cu alte cuvinte, dacă am avea un cash flow predictibil, pe care să-l cunoaștem de înainte, să știm ce ne așteaptă, ce trebuie să facem, cât trebuie să facem, cine trebuie să facă, cu ce resurse și când să fie gata și mai ales cine răspunde de treaba asta, ia să vedeți cu toată problema asta pe care mă puneți, ar fi floare la ureche. În fond, e o floare la ureche, e o problemă de management, pur și simplu, dacă e la o scară mai mare. În păcate, nimeni nu se preocupă de chestia asta, nu spun că nu s-ar pricepe, că ce spune acum nu e vreo genialitate, sunt lucruri care se învață la școală și sunt promis că oamenii ăștia le-au învățat și că le-au primit diplome. De ce nu le aplică? Nu mă întrebați. E o decizie politică. E mult mai simplu, normal, când știi că pe data de ai nevoie să faci plăți de 10 miliarde și de cât te-a pus să faci, să verifici într-un chestiu pe care nu-l ai, să vezi ce s-a întâmplat, să nu știu, să iei niște măsuri pe bază unor previziuni anterioare, cel mai simplu e să faci un împrumut. Mai ales că nu te garantează dacă îl făceai pe banii tăi
și ți-ar fi durut buzunar că plătești o dobândă, probabil că te-ai fi abținut. Câte vreme dobânda aia o plătește poporul ăsta care nu înțelege ce îl așteaptă și ce îi se întâmplă, băieții ăștia n-au nicio apăsare. Pur și simplu e mai ieftin, mai ușor și mai repede să facă un împrumut decât să planifice dinainte economia, să producă atât cât trebuie ca să nu am nevoie de împrumuturi. Toate cheltuielile astea, să știți că nu sunt chestii care apar în an, nu sunt lucruri care s-au întâmplat pe neprevăzute așa, adică a venit zăpada în timpul verii și nu s-a așteptat nimeni la așa ceva. Toate lucrurile astea sunt lucruri care se cunoșteau de anul trecut. Sunt cheltuieli mari, care n-au cum să scape neobservate, care n-au cum să nu fie planificate, pentru că nu s-a luat nicio măsură dinainte de a se produce banii respectiv în economie internă și nu de împrumuta. E mai simplu, mai ușor, mai comod să faci un împrumut când știi că nu răspunzi el și mai ales ar putea să nici nu fie acolo când se plătește, să plătească urmașii. Cam de asta e vorba. Haideți să ne uităm puțin și pe cifre. Datoria statului a crescut în luna martie cu 3,8 miliarde de lei și a depășit, atenție, 845 de miliarde de lei, scrie profit.ro, care, bineînțeles, citează datele Ministerului Finanțelor. Ce aș vrea să ne explicați despre gradul de îndatorare, care s-a situat la 51,9% din PIB, față de 52,4% din PIB anunțat anterior pentru februarie. Bine, explică colegii noștri la profit.ro că în contextul acesta se baza pe raportare, adică la PIB pentru ultimele patru trimestri și raportarea asta, PIB-ul a fost majorat. Da. V-am mai spus aici, discutăm cu cifre, cu cifre și umbrele cifrelor. Sunt cifre absolut subtile, sunt cifre care nu reprezintă în sine ceva, sunt cifre care se majorează nominal pur și simplu datorită întâmplării, pur și simplu sunt neprevăzute și în momentul în care trebuie să acoperite, găsim soluții de moment care nu au nicio legătură cu economia. Cum să spui că ai de plătit atât și să spui că n-ai știut că ai de plătit atât? Dacă ai știut că ai de plătit atât, care sunt măsuri după care le-ai luat și cine nu și-a îndeplinit obligațiile din măsurile respective? Adică înțelegem ce întrebați de asta acum, este ca și cum economia ar fi așa o chestie, de fapt așa se și prenunță, dacă vă uitați cum vorbesc politicienii, de ce număriți pensiile? Păi depinde cum o merge economia, ca și cum economia ar fi o, nu știu, o loterie, o, așa, o groată hazardului, să vedem dacă ne este plătim, dacă nu ne este nu plătim și dacă nu ne este și nu plătim, ne împrumutăm și plătim. Iertați-mă, nu? E foarte greu să vorbesc în limbajul ăsta și în termenii ăștia care sunt pentru, nici nu știu ce să spun, pentru ce categorie socială total nepregătită. Vorbim aici de niște, totuși de niște economiști de spăsat din Australia, de o bancă națională care ar trebui să fie mult mai exigentă și mai... Ei nu pot să facă mari lucruri, n-au decât câteva instrumente mari și late pe care le-au folosit și le-au întins la maxim, dar ar trebui să fie exigent în sensul că măcar sunt convins că acolo măcar se știe meserie și acolo oamenii înțeleg ce se întâmplă cu economia și cu banii. Ar trebui să, nu știu, să-i prevină pe oamenii ăștia. Bă, fraților, ia uite ce se poate întâmpla, uite ce se, nu că ce se poate, ia uite ce se va întâmpla. Care sunt măsurile cu care veniți voi în spate? Nu, na, uite așa, ne trezim că se anunță la televizor că avem o datorie uriașă. Bravo, e o știre. A prevăzut-o cineva? A luat vreo măsură economică pentru a o preîntâmpina, pentru a o acoperi, pentru a întâmpina, n-a luat bine. Deci despre asta e vorba, până la urmă. Suntem o economie de pradă, cum zicea reportatul Patriciu, o economie în care cine se scoală mai de dimineață și găsește pe masă, ia tot pe gândrețe și fuge. După aia vine ministrul de finanțe și spune, aaa, n-a avut bani, nu merge economia. Ce facem? Ne împrumutăm. Da. Bun, vă mulțumesc, domnule Izvoranu, pentru analiză și vă mai așteptăm la Prima News și cu alte ocazii. N-am analiză mai logică, dar pare rău, asta este. Suntem în astea-s datele. Total. Jucăm cu astea-s cifrele pe care le avem. Da. Ok, bună, vă doresc. Bun, vă mulțumesc, domnule Izvoranu. Mergem și la analistul economic Adrian Negrescu să vedem cum vede dumnealui colectarea mai mare a ANAF și cum explicăm creșterea colectării ANAF.
O creștere destul de mare, cu 122% în luna mai față de aceeași luna anului trecut, față de mai 2023. Domnul Izvoranu spunea că ar fi vorba despre creșterea prețurilor și automat cresc prețurile și statul încasează mai mult din accize. Să vedem cum vede domnul Negrescu pe acest subiect. Bună ziua, bine v-am găsit. Vă rog, domnule Negrescu. Da, spuneam că pe lângă creșterea prețurilor trebuie să punem în calcul, să luăm în calcul efectul creșterii taxelor, pentru că de acolo vine marea problemă. Încasările la buget au crescut pe fondul triplării taxelor pentru micro-întreprinderi, creșterii salariului minim de la 1 ianuarie, creșterii accizelor și a TVA-ului pe totul de produse, mai ales pe zona imobiliarilor, pe zona produselor de larg consum, mă refer inclusiv aici la produsele ecologice, da, unde am crescut TVA-ul de 5 la 5 la 9%, creșterea taxelor indirecte, cu referire la taxa aceea unică la nivel european, taxa pe cifra de afacere a marilor companii, sunt atât de multe taxe care au crescut și care, într-adevăr, era normal să genereze, într-adevăr, niște încasări mai bune. Dar atenție, un semnal de alarmă este legat de faptul că ponderea în PIB acestor încasări nu crește. Noi suntem în continuare la 5,1% din PIB cu veniturile fiscale, în condițiile în care și anul trecut pe vremea asta ne aflăm la același nivel și acum de-am tot la fel. Adică noi n-am reușit să adunăm mai mulți bani la buget din potențialul de evaziune, da? din zona asta a economiei gri și subterane, care din punctul meu de vedere se accentuează în România. Suntem o țară unde din ce în ce mai multe companii, din ce în ce mai mulți lucrători, ca să le zic așa, încearcă să scape de povara taxelor care cresc pe măsură ce adâncim în aceste probleme economice și riscă să lucreze la negru. Mai cu seamă că să nu uităm un lucru esențial. Am aprobat și acea lege care prevede că până într-un milion de euro hoțul neprinse negustor cinstit, ca să zic așa, adică dai bani înapoi, mai pui și o dobândă și ai scăpat. Ei, dacă riscă de prinde ANAF-ul, dar mie mi-e că sunt mulți cei care riscă să facă acest lucru pentru că potențialul de câștig este incredibil de mare raportat la penalitățile impuse de statul român. Bun, acum rămâne de văzut cu legea respectivă, știu că am mai discutat cu dumneavoastră pe acest subiect, rămâne de văzut dacă vom încasa ceva, pentru că până acum din mari evazioniști prinși și dovediți ca fiind evazioniști, statul român nu a recuperat nimic. Din contră, a cheltuit bani cu prinderea lor, cu depistarea lor, cu încarcerarea lor în cazul în care s-a ajuns până la acea măsură. Și mai e o altă mare problemă din punctul meu de vedere, modul în care statul își susține interesele în justiție legate de dosarele de evaziune fiscală și de încălcare a legii, pentru că vedem din ce în ce mai multe procese pe statul român în contencios, firme care se simt nedreptățite de modul în care sunt penalizate de fix, dau în judecată statul și de foarte multe ori câștigă. E, acolo e problema de probatoriu, de modul în care, practic, ANAF-ul, instituțiile statului reușesc să demonstreze că avem de-a face cu încălcarea legii și, din această perspectivă, de aici și prejudiciile acelea foarte reduse încasate de statul român din dosarele de evaziune. Gândiți-vă cel puțin la recuperarea prejudiciilor din dosare, noi suntem pe la 3%, în condiții în care prejudiciile depășesc cel puțin 30, dacă nu chiar 50 de miliarde de euro în ultimii 10 ani. Domnule Negrescu, vă întreb ce l-am întrebat și pe domnul Izvoranu. Toată această colectare, care în cifre, repet, pare că stăm destul de bine, echilibrează balanța dintre venituri și cheltuieli? Nu, în niciun caz, pentru că dacă te uiți la execuția bugetară pe primele 4 luni, vom vedea că cheltuielile statului cresc cu 30%, iar încasările undeva cu 21%, adică noi în continuare cheltuim mai mulți bani decât încasările. Deci cu toată colectarea asta care e mai mare, adică dacă ne uităm, repet, o creștere de 122%, asta o creștere generală, dar dacă ne uităm pe componente din accize, nu știu, o creștere cu 180 și ceva la sută din partea aia de asigurări sociale, o creștere de 141%, adică vedem o creștere a colectării pe mai multe segmente. Da, să nu uităm că inclusiv legea bugetului a fost construită de așa natură încât cheltuielile, legea bugetului, din câte mi-aduc aminte, erau undeva la nivel de estimat, undeva la nivel de 240 de miliarde de lei, adică cu
aproape 30% mai mari decât în anul 2023, iar veniturile erau pe la 183 de miliarde, cu 15% mai mari decât în anul trecut. Deci, din start, noi ne-am asumat faptul că vom cheltui mai mult decât putem aduna din economie, din taxe, din impozite și veniturile fiscale. Asta ține de modul în care se administrezi, până la urmă, banii publici, și eu cred că aici e o mare problemă, pentru că, din păcate, cum spunea și domnul Izvoreanu mai devreme, pentru că l-am ascultat, mi s-a părut salutar ceea ce a spus, din păcate, noi nu avem o responsabilitate în cheltuirea banilor publici, noi nu știm să ne chivernisim banii în așa fel încât, dacă tot facem investiții, să le facem pe niște lucruri, într-adevăr, care aduc plus valoare, care creează lanțuri economice, nu doar să construim stadioane în România și tot felul de drumuri care duc nicăieri și alte investiții care sunt pur și simplu niște generatoare de costuri și nu neapărat de încasări pentru bugetul de stat. Da, hai să ne uităm puțin și la datoriile statului, întrucât și aici batem record după record la datorii. Ne împrumutăm, domnule Negrescu, și ne îndatorăm. Dacă ne uităm la datoria pe cap de locuitor, nu știu, acum vreo lună și ceva, dacă nu mă înșel, era undeva la 8.800 de euro pe cap de locuitor, dacă ne uităm la datoria publică. Crește și continuăm să ne împrumutăm de la o lună la alta cu sume tot mai mari. Am ajuns la 850 de miliarde de lei datorie. Să vă mai prezint niște cifre. În 2010 datoria publică era undeva la nivel de 40 de miliarde de euro. În momentul de față, în 2024, s-ar putea să treacă de 200 de miliarde de euro. Adică, din păcate, ne împrumutăm din ce în ce mai mult și nu în ritmul în care crește economia. Da, e normal să crească și datoria pe măsură ce ai o economie mai sofisticată, care are, într-adevăr, nevoie de mai multe investiții, are nevoie de mai multe cheltuieli pentru a susține, până la urmă, tot ceea ce ține servicii de suport pentru o economie care se dezvoltă, dar, din păcate, noi nu suntem în acel cadru. Dimpotrivă, datoria crește cu rinde 3 ori mai mare decât creșterea economică în momentul de față și asta este un semnal de alarmă pentru că practic ne ducem în felul ăsta spre un faliment al statului român pe care cu siguranță nimeni nu se gândea că îl vom avea în 2024-2025. Toată lumea se gândea că vom sta din ce în ce mai bine, deodată ieșiți din pandemie, ieșiți din problemele care au generat într-adevăr acea criză bugetară din anii pandemici. Pare că ne îndreptăm spre faliment și spre FMI, adică care vor fi soluțiile? I-am spus-o chiar la dumneavoastră la prima news încă de acum 2 ani de zile că soluția pentru noi va fi la un moment dat în condițiile în care ne împrumutăm peste măsură și nu dovedim că gestionăm banii așa cum trebuie, va fi un acord de împrumut de fix stand-by cu Fondul Monetar Internațional, o fel de plasă de salvare care să ne ajute să ne finanțăm activitățile bugetare mai ales în 2025. De ce vă spun acest lucru? Pentru că, da, anul ăsta agențiile de rating ne-au trecut pe stand-by, ca să zic așa. Ei nu se uită cu ochi atât de negri, ca să zic așa, la economia românească, pentru că e an electoral și nimeni nu vrea să bulverseze până la urmă și bruma asta de economie pe care o avem. Dar asta nu înseamnă că după alegeri nu este posibil o revizuire a ratingurilor României, mai cu seamă că datoria publică a crescut semnificativ de peste 3 ori față de acum 6 ani de zile. Da, și deficitul bugetar este printre cele mai mari raportate la PIB din Uniunea Europeană, motiv pentru care e posibil să asistăm la o downgradare practic a ratingului României spre gunoi, junk, da? Și asta înseamnă că s-ar putea să nu prea avem așa de mult acces la piața de capital, la împrumuturi ieftine, cum ne dorim cu toții. Dar din această perspectivă, banii de la femei vin cu o dobândă la jumătate, poate chiar mai puțin decât ce se oferă în momentul de față piețele. Ei, singura problemă e că femeiul când îți vine și îți dă bani, îți și cere niște reforme mai dure decât ai propus tu. Adică, probabil jumătate din angajații statului ar trebui să plece acasă dacă, într-adevăr, femeia ar veni și ar impune condițiile României. Pentru România ar fi un adevărat dezastru social și economic pentru că avem 1,3 milioane de oameni, gândiți-vă, 1,3 milioane de familii care ar putea rămâne pe drumuri din cauza unei asemenea restructurări masive a aparatului de stat. Acolo trebuie intervenit cu penseta să le creezi niște planuri de reorientare profesională bugetarilor care vor fi dați afară și abia după aceea întrebări o măsură de aceasta extrem de drastică, de care cu siguranță statul român are nevoie. Păi da, din cum ne prezentați, perspectivele sunt destul de sumbre și pare că ne îndreptăm spre o zonă destul de complicată din punct de vedere economic.
Da, nu vreau să fiu pesimistul de serviciu în niciun caz. Spun doar că datoria, nivelul datoriei este foarte mare, nivelul deficitului bugetar este foarte mare. Toate condițiile macroeconomice merg către, într-adevăr, niște măsuri drastice în 2025. Realitatea arată, într-adevăr, că nu avem alte surse de finanțare în momentul de față, pentru că din colectare nu reușim să adunăm toți banii de care avem nevoie pentru a susține bugetul statului. Din creșteri de taxe și impozite am văzut că nu aduni pe măsură cât cheltuiești, motiv pentru care, până la urmă, va trebui tăiat de undeva. Iar tăierile astea vor fi destul de dure, din punctul meu de vedere, în perspectiva anului 2025. Vom vedea exact cum o va arăta realitatea. Noi avem o plasă de salvare, sunt fondurile alea europene pe care tot ne chinuim să le luăm, dar nu le luăm niciodată, sunt un fel de fata Morgana pentru noi. Gândiți-vă că din PNR noi ne-am atras decât vreo 9 miliarde de euro și am cheltuit vreo, cred că 2 miliarde maxim, adică nici măcar un 6-7% din banii pe care i-aveam la dispoziție. Aia erau plasa de salvare pentru noi, pentru că dacă aduci în economia românească 30 de miliarde de euro, se vede, se simte, știi, reușești să ții pe linia de plutire întregul eșapod economic al statului român. Nu suntem în această situație, avem reforme întârziate, plățile nu se fac și întârzie, gândiți-vă, parcă plata a treia, nu? Plata a treia nu trebuia făcută în decembrie, suntem deja în iulie, n-au venit banii respectivi. Cu banii care avem, nu prea face nimic, ținem doar cu dinții de moneda națională, care în perspectiva anului electoral e un lucru pozitiv, măcar moneda națională să rămână stabilă, nu că n-ar avea efecte negative această stabilitate indusă artificial din punctul meu de vedere de către Banca Națională, dar asta e realitatea românească, cu bune și rele. Domnule Negrescu, dar de ce, ok, ne împrumutăm, dar de ce ne împrumutăm atât de scump? Adică suntem campioni și la recordurile astea de costuri de împrumut, adică avem, dacă nu mă înșel, cam cea mai mare dobândă din Uniunea Europeană. Păi ne împrumutăm pentru că nu ne ținem de angajamente. Dacă firmele străine, adică băncile străine, investitorii străini, care de fapt sunt principala sursă de finanțare pentru statul român, nu văd la București niște mecanisme menite să reducă deficitul bugetar, nu văd niște reforme, nu văd decât cheltuieli din ce în ce mai mari, creșteri de salarii, creșteri de pensii, creșteri de cheltuieli cu bunuri servicii, un iureș al cheltuielor publice, vă dați seama că și ei își pun o problemă. Stai puțin, dar banii mei care investesc în România, ce șanse am să-i primesc înapoi? Iar din această perspectivă, bineînțeles că prima de risc, adică costul ăsta al dobânzilor, e mai mare, pentru că e o țară mult mai periculoasă din punct de vedere financiar. E ca și cum ai băga banii la păcănele. E probabil să câștigi, dar cele mai multe ori probabil să pierzi. Dacă statul român intră în incapacitate de plată, se poate și ajunge la această situație. Adică trebuie să fim foarte atenți din această perspectivă, pentru că noi, spre deosebire de greci, care de asemenea s-au împrumutat peste măsură și au construit stagioane, au construit infrastructură, s-au construit tot fel de nebunii, noi nu avem umbrela euro pe care aveau grecii. Grecii s-au salvat după aceea numai crizei cu multiple sacrificii, dar urmarea intervenției extrem de puternice și solide a băncii centrale europene, care cu ajutorul Germaniei, al Franței și al celelalte țări europene au susținut practic repunerea pe linia de plutire a economiei din Grecia și ei mai aveau un avantaj extrem de mare, turismul, care le aducea venituri certe. Noi nu avem venituri certe în economie în momentul de față. Agricultura e la pământ, producția industrială continuă să scadă, ce mai reușim să facem bani, iar știți, ați văzut creșterea economică. Cei mai mulți bani din creșterea asta economică de 0,1% au venit din taxe și impozite. De acolo a fost contribuția cea mai mare alături de AT&T. Așa că trebuie să ne hotărâm exact dacă suntem niște oameni corecți în raport cu ceea ce ne asumăm, pentru că ține foarte mult de credibilitatea României. Da, avem acest avantaj că suntem în UE, că creștem sub umbrela NATO și că toată lumea e porții pe noi din perspectiva securității absolut necesare la granițele acestui război, dar să nu ne așezăm pe ureche, ca să zic așa, pentru că la un moment dat, probabil după alegeri, o să apară și red flag-urile, ca să zic așa, semnalele de alarmă și sancțiunile din partea agenților de rating. România nu arată deloc bine din punct de vedere bugetar și este singura țară din regiune care cheltuie în Turin incredibil mai mult decât produce din economie. Da.
Bun, vă mulțumesc, domnule Negrescu. Vă mai așteptăm la Prima News și cu alte ocazii. Vă mulțumesc pentru analiză. Noi ne revedem la fix, doamnelor, domnilor, cu titlurile orei 14. ...4% din PIB, cât era anunțat anterior pentru februarie, în contextul în care baza de raportare, adică PIB-ul, pentru ultimele 4 trimestre a fost majorată. Aflată în plină ascensiune, primărița din Câmpul Lung Mușel, Elena Lasconi, și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al USR, după rezultatele slabe din primul rând de alegeri. Mai mult, Elena Lasconi și-a anunțat colegii de partid că și-asumă și candidatura pentru prezidențiale. E vremea reconstrucției, după alegerile din 9 iunie, nici nu am apucat să mă bucur de rezultate, m-am trezit într-o situație în fața căreia nu pot să rămân spectator. Refuz să stau cu mâinile în sân și să privesc cum se duce de apă pe râpă democrația din țară, asta pe care o iubim cu toții. A scris pe Facebook Elena Lasconi. 10 membrii USR și-au depus candidatura pentru președinția Uniunii, nu și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care este văzut ca un posibil viitor, era văzut ca un posibil viitor lider al formațiunii. Piața imobiliară este pe un trend ascendent, sunt semne că lucrurile se îmbunătățesc comparativ cu 2023, ceea ce reprezintă un motiv de optimism, a declarat la conferința Profit.ro piața imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Mihaela Pană, partener Private Investment Capital Markets, Cushman and Wakefield Equinox. Cu toate acestea au fost discrepanțe între pretențiile proprietarilor și oferta chiriașilor pe fondul unei cereri semnificative înregistrate pe unele segmente. Mulți clienți din clădirile mai mici de birouri vor să-și cumpere sediile din cauza creșterii chiriilor. În plus, investitorii privați cu achiziții cuprinse între 1 și 10 milioane rămân dinamici. Liderii Uniunii Europene s-au adunat la Bruxelles pentru a dezbate obiectivele politice pentru următorii 5 ani, de la apărare la economie, dar și pentru a stabili pe cine să plaseze în posturile de conducere ale Uniunii după alegerile europene. Summitul informal este prima întâlnire a liderilor de la alegerile pentru Parlamentul European, care au marcat o ascensiune mai ales după, pentru naționaliștii de dreapta, dar au consemnat o cădere pentru forțele susținute de președintele francez Emmanuel Macron și de cancelarul german Olaf Scholz, liderii principalelor puteri europene. NATO se pregătește pentru ce este mai rău din partea adversarilor politici. Organizația Nord-Atlantică este în discuții pentru a desfășura mai multe arme nucleare, pe care să le pună în stand-by în fața unei amenințări tot mai mari din partea Rusiei, a Chinei și a Coreei de Nord, a declarat luni șeful alianței Jens Stoltenberg. Miza alegerilor din noiembrie din Statele Unite este tot mai mare și pentru Kiev. Fostul președinte american Donald Trump a criticat amploarea sprijinului acordat de SUA Ucrainei și a declarat că dacă va fi reales în noiembrie, va rezolva imediat această problemă. Trump l-a criticat pe liderul ucrainean Volodymyr Zelensky, numindu-l cel mai mare agent de vânzări din toate timpurile. În acest fel, fostul locatar de la Casa Albă face referire la eforturile Kievului de a obține sprijinul SUA în apărarea împotriva invaziei rusești. Prețurile ingredientului esențial pentru producătorii de dulciuri aduc tot mai multe probleme acestora. Costul boabelor de cacao s-au triplat în ultimul an. O veste amară pentru producătorii de bomboane și de ciocolată, transmite CNBC. Informațiile despre o recoltă mai slabă decât erau așteptările au produs îngrijorări pe lanțul de aprovizionare. Continuăm cu sport pentru că a sosit ziua cea mare pentru naționala condusă de Edi Iordănescu. România debutează astăzi la Euro 2024 împotriva Ucrainei. Meciul începe de la ora 16 și se desfășoară în grupa E a competiției și va putea fi văzută în format live text pe site-ul primasport.ro. România are mari speranțe de la acest turneu final, la care s-a calificat fără să piardă vreo partidă și a terminat pe prima poziție în grupa cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Ca de obicei, pe final, informațiile despre vreme. Meteorologii au emis avertizare de caniculă și disconfort termic pentru mai multe județe ale țării, valabilă astăzi și mâine, când temperaturile vor fi ridicate.
Vremea va continua să se încălzească, România fiind sub influența unui val de căldură intens și de lungă durată. În cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și local în Dobrogea continentală se vor înregistra temperaturi ridicate pentru această dată, iar maximele se vor situa în general între 33 și 35 de grade, informează ANM. Doamnelor, domnilor, teme externe în această oră, concluziile summitului din Elveția. Cum vede Volodymyr Zelensky pacea cu Rusia și care-i răspunsul lui Vladimir Putin la planul lui Volodymyr Zelensky? Avem o întrebare și pentru dumneavoastră cei de acasă, ca de fiecare dată. Credeți că vor renunța rușii la teritoriile acaparate? Așteptăm părerile, comentariile, răspunsurile dumneavoastră pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la dezbatere. Din partea NATO, un mesaj al șefului NATO, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care vorbește despre armamentul nuclear și despre forțele nucleare ale NATO să fie plasate și puse în alertă, astfel încât să răspundă la amenințările tot mai mari care vin dinspre Rusia, China și Coreea de Nord. În acest context, ne întrebăm firesc încotro se îndreaptă războiul de la granița noastră, războiul din Ucraina, și dacă sunt premize, sunt perspective de pace. Îl avem pe istoricul Mihai Mane alături de noi. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, domnule Andrei. Mă bucur să vă revăd din nou. Mulțumesc pentru invitație și dumneavoastră și telespectatorilor. Domnule Mane, care sunt concluziile și care sunt mizele summitului din Elveția? Da. Săptămâna aceasta a fost o săptămână destul de interesantă. Cred că agențiile de presă au avut multe lucruri de notat. Summitul din Elveția, din stațiunea de lux de la Birkenstock, care s-a desfășurat sub președinția elvețiană, a trezit atenția opiniei publice, mai întâi prin numărul mare de participanți. Au fost invitați multe, foarte multe state, 93 de state și de organizații internaționale. E un record, evident, dar a lipsit celălalt actor al dramei din răsăritul Europei, care este Rusia. Și chiar dacă ar fi fost invitată, sunt pariuri mari în presa occidentală că Rusia n-ar fi participat. De ce? În primul rând, trebuie să știm ceva. Acesta a fost un summit care s-a dorit să fie nu atât ca soluția păcii, ci măcar să declanșeze mecanismul numit pace. Sunt mulți analiști care sunt sceptici în legătură cu șansele de reușită ale acestui summit. Declarația comună, asupra căreia, dacă îmi permiteți, ne oprim în două minute, are niște prevederi foarte generale. Vorbește despre respectarea principiilor suveranității, independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor, inclusiv Ucraina. Vorbește de dialog din toate părțile. Vorbește despre securitatea centralelor atomonucleare ale Ucrainei, ne revenim la Zaporojie. Vorbește de faptul că securitatea alimentară nu trebuie în niciun caz militarizată și, nu în ultima instanță, se cere eliberarea tuturor prizonierilor de război. Sigur, niște prevederi extrem de interesante, clare și care pot să constituie baza unei discuții pe tema păcii. Însă faptul că Rusia nu a fost acolo, 1, 2, faptul că Putin a venit numai cu 24 de ore înainte cu niște propuneri tipic rusești, arată clar că lucrurile nu sunt deloc simple. Propunerea rusească a vizat următoarele lucruri. A vizat faptul că Ucraina trebuie să-și retragă trupele din cele trei oblasturi ocupate deja din Ucraina,
iar doi, că Ucraina trebuie să renunțe la ambiția de a intra în NATO. Eu sunt de meserie istoric și mi-aduc aminte de comunicatul premierului britanic Neville Chamberlain din 3 septembrie 1939, adresat cancelariei Reichului în preajma celui de-al doilea război mondial, care spunea că dacă până la ora 11 trupele germane nu părăsesc teritoriul polonez, înseamnă că începe al treilea război mondial, al doilea război mondial, scuzați-mă. Ok. Deci cred că este mai mult vorba de o tatonare. Faptul că statele participante s-au împărțit în state care au semnat și state care nu au semnat declarația comună arată că influența Rusiei în lume pe scena politică continuă să existe. Și am să-mi permit să vă spun că faptul că 6 state din grupul celor G20 nu au semnat declarația, ne referim la Brazilia, Mexic, Arabia Saudită, Africa de Sud, India, Indonezia, de fapt state BRICS, state aliate Rusiei, Federației Ruse, și faptul că și alte state, poate mai puțin surprinzător sau mai mult, Armenia, Bahrainul, Thailanda, Libia, Emiratele Arabe, Columbia și însuși Sfântul Scaun n-au semnat această declarație, arată că e, dacă vreți, deocamdată doar o tatonare. Interesant, nu trebuie să mai uităm că Zelenski tot face vizite la nivel înalt, a mai obținut ajutoare, a obținut ajutoarele americane, se vorbește atât de mult de ce înseamnă operaționalizarea bateriilor Patriot, România discută și ea zilele acestea în CSAT, Statele Unite au mai oferit o baterie Patriot, deci dacă vreți, lumea este în privința războiului din Ucraina încă pe o poziție în care nu se ia pasul, nu se face pasul decisiv. Nu trebuie să mai uităm ceva. Săptămâna asta a avut loc la Brindisi, în sudul Italiei, într-un peisaj mediteranean absolut superb, reuniunea G7, liderii principalelor state industrializate. Și pentru prima dată în istoria grupului G7, Sfântul Părinte, Papa Francisc, a venit acolo și a ținut o cuvântare. S-a și pozat, a luat parte la poza oficială a șefilor de state și guverne din G7. Surprinzător! Papa a vorbit puțin despre război, a vorbit de pace, dar mai ales și-a îndreptat atenția către pericolele inteligenței artificiale. Deci, sunt luare de poziție, cred, există eforturi diplomatice. Eu personal, din punctul meu de vedere ca istoric, rămân convins că faptul că mai există încă discuții arată că aceste canale diplomatice între statele beligerante continuă să funcționeze. Noi ne aflăm într-un fel de, nu știu, e complicat de spus, dar e un fel de rol de la guerre. Suntem în Rusia e practic în război cu NATO, dar reprezentanțele diplomatice NATO sunt la Moscova. Și ca să nu uităm ultimul lucru, nu știu dacă e teoria conspirației, eu l-am citit cu multă circumspecție, faptul că în zona munților Altai, într-un mare bunker, se vorbește de punerea la adăpost a mari cantități de alimente. O fi bunkerul lui Vladimir Putin, o fi bunkerul nomenclaturii ruse, nimeni nu știe. Dar este o problemă de văzut. Cred că summitul de pace e numai începutul unui proces. Bun, cine ar putea media o pace între Rusia și Ucraina? O întrebare foarte grea. De obicei faptul că Vaticanul e prin excelență un stat care mediază conflicte, faptul că la început încercase, cred că Turcia poate să-și reia rolul, cu o singură condiție, să arate echidistanță și echilibru politic. O arată într-un fel Erdogan,
faptul că l-a și întâmpinat foarte ceremonios pe papă, a stat lângă papă în boza celor G7, arată faptul că nu poți să mediezi dacă nu ai echidistanță. Deci de aici cred că mai există o condiție. Cred că pentru mediere e vorba de a renunța fiecare la obtuzitate, la încăpăținare, de a fi deopotrivă obiectivi, greu de, avut așa ceva în vedere. Eu nu știu dacă Vladimir Putin e un obiectiv, un om obiectiv, nu cred. Cred că e un om în continuare visător și extrem de agresiv. S-ar putea să fie vorba despre o mediere internațională. Statele Unite... Bun, aici în scenariul în care Rusia ar accepta o mediere din partea Statelor Unite, ceea ce e cam greu de crezut. Foarte greu, foarte greu. E greu de crezut, având în vedere nivelul la care s-au implicat Statele Unite în, în acest război și în ajutorarea Ucrainei. Deci părerea mea e că poate ca Turcia să-și păstreze entitatea în acest rol, faptul că Turcia joacă rolul de putere regională bună, deci faptul că are relații și cu unii și cu alții, sigur, ar putea să fie un lucru interesant. Să nu uităm însă că lucrurile nu sunt clare în Statele Unite, vorbim de, de campanie electorală, anunțul lui Trump de acum două zile că va suspenda ajutorul către militar către Ucraina, cred că a dat multă bucurie la Palatul Kremlinului. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt extrem de complicate. Nu văd foarte repede o încheiere a conflictului și nici măcar debutul unor negocieri deschise. Da. Legat de, de pace în continuare... Se vede măcar vreun orizont de timp? La un moment dat, la începutul anului, cred, discutam cu diversi analiști care spun că odată cu sezonul rece, poate din decembrie, ar putea fi o dată de unde să pornească aceste discuții. Domnule Gheorghe, acum uitați, din punct de vedere istoric, da, analiza pe care o poate face orice, orice istoric la rece, pune ceva pe masă. Faptul că s-a născut o ostilitate în estul Europei între Rusia și, și Ucraina atât de puternică, încât este foarte greu să treci cu vederea ce au făcut și unii și alții. Nici unii, nici alții nu vor accepta ușor. Sigur, venirea iernii poate să aducă măcar o încetinire a operațiunilor militare. Să nu uităm că Ucraina tocmai a anunțat astăzi că până la sfârșitul lunii iulie au loc întreruperi uriașe de curent electric până la 12 ore pe zi datorită faptului că infrastructura energetică vitală a Ucrainei a fost, citez, catastrofal afectată. Asta arată clar că acolo sunt probleme foarte mari. Venirea iernii va accentua acest lucru. Sigur, poate o încetare, poate o încetinire a ritmului ar duce la o discuție, la începutul unor dezbateri. Mă gândesc, sigur, cu totul și cu totul exagerat, la ceea ce au fost războaiele din fosta Iugoslavie în anii 90 și cât de greu s-a ajuns la o încetare a focului acolo. Aici... Cred că, încă o dată, e nevoie de obiectivitate, e nevoie de reținere, dar mai ales de ceva. Dorința de a negocia. Domnul Putin spune că nu vrea să negocieze decât în cele două condiții. Zelenski spune clar că el nu va renunța la ideea că Ucraina trebuie să-și recapete tot teritoriul. Trump spunea acum câtva timp că o să vorbească el și cu unii și cu alții și gata, o să-i convingă pe unii că să renunțe. De ore, da. 24 de ore, da, vă aduceți aminte. Eu personal nu cred așa ceva. Cred că ar însemna să încarce orice regulă în diplomație, măcar venită de la bătrânul Kissinger, pe care o trasa bătrânul Kissinger. Da, nu știu, nu cred că se întrevede o reală dorință de pace. Dar, repet, cred că în spate negocieri există, pe anumite canale diplomatice există. Aș vrea să mai comentăm puțin din punct de vedere istoric o altă situație. Din nou, istoria pare că se repetă.
Odată ce au apărut imagini și prin presa internațională, a fost comentat subiectul, inclusiv în presa de la noi din țară. După ce nave militare rusești, inclusiv submarine nucleare, și-au făcut apariția la Havana, în Cuba. Bineînțeles, din punct de vedere istoric, fac referire la celebrul moment, criza rachetelor din Cuba. Pare din nou că se repetă istoria. Bineînțeles, forțele americane sunt în alertă, odată ce navele respective au ancorat în Havana, în portul cubanez. Cum vedeți situația? Este vorba aici de politica Rusiei de a-și demonstra încă o dată dorința de a apare în ochii opiniei publice ca o mare putere. Nu uitați ce face în Africa, unde încearcă să recâștige terenul, să câștige de fapt terenul părăsit de către francezi prin unele republici central-africane. Ce face la Havana este, cred, o demonstrație, nimic altceva. Faptul că totuși nu sunt forțe puternice, e vorba de un submarin și, dacă nu mă înșel, 4 bastimente de război. Americanii, Marina Statelor Unite a emis un comunicat oficial care anunță că este, dacă vreți, cu ochii în 14, veghează, dar nu constituie un pericol. Putin însă a trimis navele acelea pentru ca să demonstreze americanilor că și el poate să își arate colții. Nu uitați ideea aceea care o lansa, că să încetați cu vânzarea de armament către Ucraina, pentru că și eu pot să vând armament statelor care nu iubesc Occidentul, și atunci vom vedea unde vom ajunge. Cred că, sigur, pentru mulți analiști se poate aduce aminte de criza rachetelor. Sigur, asta însă că... Asta să vă întreb despre simbolistica locului. Adică e simbolistică, ne-am sigur. Ne-am întors la Cuba, iată, după ani de zile de pace. Corect, în condițiile în care regimul de la Havana a trăit atâți ani sub, cu ajutor militar, economic rusesc, sigur, mai trebuie însă să ai avut ceva în vedere. Rusia nu are o forță navală de calitate. Nu uitați că singurul său portavion e afectat și acum. Deplasările acelea pe care le face Rusia, sigur, vor să arate că Rusia este o putere, este visul domnului Putin. Ideea domnului Putin, afirmată oficial și la summitul, la forumul de la Sankt Petersburg, că Rusia nu urmărește idei imperiale, Dumnezeule, eu nu știu pe cine ar putea să liniștească. E exact un lucru pe care mi-am permis să vă mai fac referire la emisiunea dumneavoastră, cuvântarea lui Hitler din Reichstagul german în septembrie 1939, că nu va fi război dacă evreimia internațională, citez, nu va face și nu va drege. Așa face și domnul Putin. O retorică de război și o amenințare. Și nu în ultima instanță, haideți să ne aducem aminte câte încălcări ale spațiului aerian internațional face aviația rusă în momentul de față. Nenumărate, eu nu știu dacă se mai poate face vreo numărătoare a acestora, care arată clar că Rusia dorește să arate lumii că există care forță, care dispozitiv militar. Da. Haideți să ne gândim puțin la război și din perspectiva noii configurații europene. După ce multe partide naționaliste, inclusiv noi, am trimis două voci naționaliste, așa, spre extremă în Parlamentul legal, European. Sunteți naționaliste, corect? Așa, doamna Șoșoacă, care imediat după ce a aflat că a fost trimisă, că va merge în Parlamentul European, a făcut și o vizită pe la ambasada Rusiei. Și atunci ne întrebăm cum se va raporta Uniunea Europeană la acest conflict cu toate aceste voci care pare că înclină balanța și spre zona asta mai de mai rusească, așa, de est. Vedeți, noua configurație apărută în Parlamentul European în urma afacerii din 9 iunie, alegerilor din 9 iunie, mai arată ceva. Ne mai arată faptul că Rusia e foarte bucuroasă că extrema dreaptă câștigă. Peste 2 săptămâni au loc alegerile din Franța.
Acolo ați văzut ieri o mare demonstrație antidreapta în ceea ce se numește Paris, René, Lille, care arată clar că Franța nu va accepta ușor venirea posibilă a domnului Bardella, emulul doamnei Le Pen, la Palais Bourbon, la adunarea națională. Cred că Rusia se bucură, pentru că crede că poate colabora cu aceste forțe. Nu cred însă că Uniunea Europeană va accepta cu ușurință faptul că am înțeles că astăzi sau mâine are loc o reuniune de urgență a liderilor de forțe politice în interiorul Parlamentului European în vederea nominalizărilor în funcțiile cheie, arată că Rusia nu va avea un teren ușor. Ba dimpotrivă, extrem de dificil, cred. Dar, sigur, Rusia întotdeauna salută extrema dreaptă. De ce? Pentru că extrema dreaptă aduce probleme Uniunii Europene. Rusia este fericită să arate tuturor oamenilor că Uniunea Europeană nu este o realitate viabilă, că ea se va măcina sub impactul măsurilor liberale. Și atunci, ce oferă Rusia? Soluția? Dacă vreți, autoritar. Și nu în ultima instanță aș vrea să vă mai spun ceva. Ieri, cred, sau alaltă ieri, domnul Putin a ținut un discurs la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Habar n-am câți oameni au fost acolo sau oameni de afaceri. Dar acolo a spus un cuvânt foarte interesant, însă totul de pe poziția lui. Că noi suntem, în Europa, spunea domnul Putin, Occidentul trebuie să accepte că noi suntem aici și trebuie să conviețuiască cu noi. E o formulă generală. Apel la pace? Oare? Ce înseamnă să conviețuiască, să accepte formula rusească, de autoritarism politic? Poate așa va arăta noua configurație de securitate europeană. Nu cred însă că Rusia va avea zile ușoare în continuare, cu toată parada domnului Putin de putere, de aroganță, de cinism, de tot ce vreți dumneavoastră. Evident că nu o să fie un traseu ușor, însă vedem tot felul de mesaje de susținere venite de la unii și de la alții. Unde mai pui și tensiunile din Orient, da, între Israel și Hamas? Din nou, pare incredibil, dar iată că în 2024, în secolul 21, asistăm la o creștere foarte mare a antisemitismului și odată cu tensiunile astea. Adică totul plecat de la Rusia și de la Ucraina a dus în întreaga lume un val de tensiune, a venit și atacul, da, Hamas în Israel și vedem că tensiunile sunt în continuă creștere în mai multe locuri și mă uit la nivelul societății, adică mie mi se pare incredibil după crimele care s-au întâmplat în cel de-al doilea război mondial, în 2024 mai poate gândi cineva așa. Da, acesta este rezultatul lui 7 octombrie. Faptul că 6 milioane de oameni au murit în Holocaust pare-se că a fost aruncat la istorie, la clada istoriei, incredibil, este adevărat ce spuneți, în condițiile în care asistăm la forme extrem de simple de antisemitism. În spatele lor se află clar activități de dezinformare, activități de fake news, teoria conspirației. Ce spunea Hitler în al doilea război mondial? Evrei sunt răul universal. Ne întoarcem la așa ceva într-o altă formă. Sigur, niciodată Israelul n-a trăit un război așa de lung. Suntem în luna iunie, deci de aproape 9 luni se poartă acest război în Gaza. Dacă este real, informația care circulă de câteva ore este că Netanyahu a dizolvat cabinetul de război, nu? E corect? Da. Așa, și că tratează cu extrema dreaptă un nou cabinet, ceea ce este teribil, având în vedere că asta ar tăia orice posibilitate de mediere în zonă.
Nu știm ce s-a ales până la urmă de medierea aceea a Qatarului și de propunerea americană privind pacea în Orientul Mijlociu și cu anumite condiții. Pentru că ea a dispărut, practic. Eu nu mai au nimic de ea vorbindu-se. În schimb, ceea ce a anunțat astăzi Netanyahu, mie mi se pare extrem de periculos și duce, poate să ducă clar la o escaladare a războiului. Din păcate, trăim o epocă în care ne apropiem de război foarte mult. Pentru România e și mai greu că suntem lângă front. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur, mari probleme. Nu, și ce spuneați mai devreme, că cei 6 milioane de evrei uciși în cel de-al doilea război mondial și în evenimentele din cel de-al doilea război mondial, că au trecut poate în istorie și că acum nu așa, cred că oamenii nu conștientizează cât de mare e cifra asta de 6 milioane. Adică, oameni buni, închipuiți-vă că România are 18-19 milioane de locuitori. Gândiți-vă la o treime din populația României ștearsă de pe fața pământului. Și noi în 2024 încă vorbim de antisemitism și de lucruri de genul ăsta. Mi se pare incredibil. Este halucinant, da. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Și numai că, nu, că vorbim de antisemitism, se întâmplă fapte. Înjunghieri, incendieri de sinagogi, desecrări de morminte din cimitirele evreiești. Pentru mine va rămâne reperul faptul că acel cafegiu din Istanbul a pus la ușă o inscripție pe care n-am să o uit niciodată în ianuarie, că acces interzis evreilor. Dumnezeule, este era exact ca în Berlinul anilor 30, după 1933. Nicht Juden. Deci este un lucru absolut incredibil că la atâta vreme antisemitismul irumpe cu așa multă putere. Da. Haideți să ne uităm puțin în minutele rămase și la negocierile care au loc la nivel european. Se împart funcții la nivel european, funcții care vor determina și direcția în care va merge Uniunea Europeană, împreună cu Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European. Parlamentul pare că vedem așa cum s-a format ca majorități. Încă putem spune că avem o majoritate a PPE, SND, Social Democrații, Renew. Pare că împreună au reușit să obțină o majoritate, poate nu atât de relaxantă ca în mandatele trecute, însă există o majoritate, se vor confrunta probabil cu diferite mesaje, cu diferite tensiuni din partea, iată, naționaliștilor care intră în Parlamentul European. La Comisia Europeană pare că sunt stabilite cel puțin marile funcții. Înțelegem că Ursula von der Leyen ar fi în continuare în prim planul politic pentru Comisia Europeană. Avem un social-democrat la Consiliul European, António Costa, a fost premier portughez. Fostul premier portughez. În Parlamentul European, Roberta Metsola, tot din partea PPE, dar doar jumătate de mandat, jumătate din cei 5 ani, după aceea vedem cine va veni. Acum rămân funcțiile de comisari, funcțiile de comisari economici. Înaltul comisar, mă scuzați, înaltul comisar pentru afaceri externe este propus premierul eston, doamna Kallas, care este, știm prea bine, o voce antirusească foarte, foarte puternică. E tânără și asta cred că e important pentru că va aduce un nou suflu în poziția de înalt reprezentant pentru afaceri externe al Uniunii Europene. Dar vă reamintesc că la un moment dat Kaya Kallas era văzută și în prim plan pentru NATO, adică la un moment corect, dat a apărut numele său. Până la toată discuția între Mark Rutte, Klaus Iohannis și cine mai e, Kaya Kallas s-a mai vehiculat și scenariul să fie o luptă între Mark Rutte și Klaus Iohannis și să apară un al treilea candidat surpriză în persoana premierului Kaya Kallas. Da. Așa, vă rog, se stabilește o direcție spre care va merge Uniunea Europeană. Într-o societate divizată, așa cum este și politica mondială în momentul de față, între proruși, pro-occidentali, între democrații, autocrații și dictaturi, da?
Și pare că asistăm și aici la o divizare așa destul de mare pe idei, o divizare ideologică, o divizare socială, o divizare inclusiv în cea mai mare democrație din lume, în democrația americană. Adică e posibil să revedem scenariul din ianuarie, când a pierdut Donald Trump alegerile și am văzut un nivel de divizare între cele două partide, Republican și Partidul Democratic din Statele Unite, pe care nu l-am mai văzut. Și sunt multe cărți scrise pe tema aceasta, Trumpismul, care a persistat chiar și în mandatul lui Joe Biden în mentalitatea societății americane. Fapt care, bineînțeles, a condus la divizarea asta mare. Și toate mesajele vedem că sunt pe zone total opuse. Joe Biden se plasează pe ajutorarea Ucrainei, Donald Trump pe finalul războiului prin tăierea finanțării ucrainene, îl critică și pe Volodymyr Zelensky. La fel vedem o divizare și în Uniunea Europeană. Cum credeți că va arăta traseul Uniunii Europene pentru următorii 5 ani? Da. Traseul Uniunii Europene cred că va fi legat de o adaptare din mers la noile realități care se vor naște. În Europa asistăm fără dar și poate la faptul că extrema dreaptă există, căci dreapta pronunțat radicală există și se afirmă. Pentru mine cel mai bun exemplu nu este AfD-ul din Germania, ci este adunarea lui Bardella, doamnei Le Pen. Eu o văd dacă alegerile la sfârșitul acestei luni în Franța vor indica o întoarcere masivă a electoratului către dreapta. Eu o văd pe doamna Le Pen cu șanse uriașe la Palatul Elysée atunci când vor fi alegeri. Pe de altă parte, cred că trebuie să se adapteze Uniunea Europeană, pentru că altfel n-are cum să supraviețuiască. Cât mai este, însă, e adevărat, cât mai este liberalism, cât mai contează acest liberalism în politică. E în Statele Unite, peste ocean, Trumpismul este o ideologie puternică. A rămas în subconștient. O vedem la toate adunările electorale lui Donald Trump. Make America Great Again. E o idee care nu va dispare ușor. Trump ajunge la Casa Albă, vom vedea ce înseamnă realmente cele 24 de ore, prime 24 de ore, pentru că cred că acolo instituțiile democrației americane își vor dovedi fiabilitatea, dacă vor rezista sau nu actelor pe care Trump, clar marcat de răzbunare, le va adopta. Bun. Vă mulțumesc, domnule Manea, vă mai așteptăm la Prima News și cu alte ocazii. Doamnelor, domnilor, atât pentru azi. Vedem încotro se îndreaptă lucrurile, cum spuneam și mai devreme, la nivel mondial, nu doar în Europa, nu doar în Statele Unite, vedem pe întreaga planetă lucrurile sunt într-o continuă mișcare și asistăm la tensiuni fără precedent și parcă la o repetare a istoriei. De la forțele armate ruse care poposesc în Cuba până la un nivel de antisemitism pe care nu speram vreodată să-l mai întâlnim în prezent, în prezentul pe care îl trăim. Părea că am închis acest capitol negru al istoriei umanității, dar din păcate, iată, toate evenimentele care au avut loc în ultima perioadă au rescos cu ghilimelele de rigoare de la naftalina astfel de subiecte negre ale istoriei noastre. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi bună și la revedere. Ne revedem mâine la ora 12.